Au intrat pe teritoriul României 118.461 de refugiați ucraineni. Dintre aceștia, 70.026 au părăsit teritoriul României. Au rămas în țară 46.435, ceea ce reprezintă aproximativ 39% din numărul total al cetățenilor ucraineni care au intrat pe teritoriul României. De asemenea, cred că este important de precizat că 1070 de cetățeni ucraineni au solicitat azil, iar dintre aceștia 476 au rămas în centrele de azil din țara noastră. Din cifra totală de cetățeni ucraineni care au decis să rămână în România, aproximativ 18.000 sunt minori.